Klaus Iohannis încă 5 ani la Cotroceni. A reușit să câștige detașat alegerile prezidențiale din acest an și să obțină un nou mandat de președinte al României. Care sunt însă așteptările românilor în privința lui și ce doresc de la acesta? Să vadă România normală. Chiar sunt curios dacă o-i mai trăi, să văd cum arată România normală după încă 5 ani de mandat. Că în ultimii 5 ani s-a văzut normalitatea. Toată ziua domnul s-a războit cu PSD-ul. Ce ar trebui să pună România la muncă? La muncă, fără muncă, nu o să avem creștere economică numai din taxe și impozite. Și nimic în lumea asta nu s-a câștigat cu vorbă bună. Mai bine decât Viorica Dăncilă, sincer. În primul rând să facă autostrăzi și drumuri pentru români, să mai facă mijloace de transport, adică metrouri în alte părți. Și nu știu, să le mărească pensiile oamenilor bătrâni. Sincer, nu vă dăm pe Dăncilă, pe doamna Dăncilă în locul lui. Nu, simplu. Un președinte, în primul rând, să ne reprezinte națiunea. Cu demnitate că are, domnul Iohannis e demn, are și vorbele la dânsul. Au făcut niște greșeli, dar cine n-a greșit în viață? Sunt proaspăt pensionar și mă simt atât de bine că a pus niște chestii la punct. De pildă, alegerile au fost organizate impecabil. România așteaptă așadar să vadă cum arată România normală și cum se va schimba țara în noul mandat al președintelui Klaus Iohannis.